director al cotidianul Deșteptarea, Mihai Buzin. Este sau nu? Este. Amicul și fostul meu coleg nu se dezminte, pentru că l-am rugat să nu mă scoată în față atunci când am venit la această manifestare, el s-a răzbunat și mi-a dat cuvântul. Îmi face plăcere să constat că la o reuniune a scriitorilor băcăoani își găsesc locul și ziariștii. De altfel, fără ziariști, manifestarea n-ar putea fi reflectată. Deci, motivația există. Ce să vă spun? Am citit cândva, și mulți dintre dumneavoastră au citit, un roman celebru al unui scriitor român, la fel de celebru, Frumoși și nebuni ai marilor orașe. Avem și noi printre noi, și avem și noi aici, un nebun, de un curaj formidabil. Acela de a-și asuma dificultățile și responsabilitatea organizării unor astfel de manifestări. Eu unul nu aș fi. Nu aș avea curajul să iau taurul de coarne, să organizez o astfel de manifestare, pentru că știu ce înseamnă. Acest nebun curajos, cu care sunt prieten foarte bun, se numește Victor Munteanu. Îi urez mulți ani și să ne reîntâlnim ani de ani la, în această atmosferă frumoasă și nobilă. Vă doresc tuturor multă fericire și sărbători fericite! Și